Doamne, Cel ce ești prea curat, neîntinat, fără de început nevăzut, necuprins de nepătruns, cu mintea neschimbat, neîntrecut, nemăsurat, fără de răutate, care singura ai nemurire, locuind în lumina cea neapropiată, care ai făcut cerul, pământul, marea, toate ce zidite în ele, care plinești cerile, mai înainte de cerere, ție ne rugăm. Și pe tine te chemăm, Stăpâne viitorului de oameni, Părintele Domnului Dumnezeu, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care pentru noi oamenii, pentru noastră mântuire, s-a pogorât din cerul, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din pururea Fecioara Maria, preamărită născătoarea de Dumnezeu, care mai întâi în cuvinte învățând, dar mai pe urmă cu fapta arătând, când ai răbdat patima sa cea mântuitoare, ne-ai dat pildă nouă smeriților păcătoși și nevrednice robilor tăi, ca să-ți aducem rugăciuni cu capetele genunchi plecați, pentru păcatele noastre, pentru greșelile ce neștiință ale credincioșilor, însuți mult milostive, iubitorii de oameni, auzi-ne pe noi în orice zi te vom chema, dar mai ales în ziua aceasta, a cincizecimii în care Domnul nostru Iisus Hristos, după ce s-a înălțat la ceruri și a așezut de-a dreapta Ta, Dumnezeule, Părinte, a trimis pe Duhul Sfânt, peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, care a așezut peste fiecare dintr-un înși și s-au umplut toți cu harul Lui, ce neîmpuținat și au grăit într-o limbă măreții Tale, au prorocit. Deci auzi-ne pe noi smeriții și osândiții și alungă robia sufletelor noastre, Cel ce cu milostivirea Ta mijlocești pentru noi, primește-ne pe noi care cădem înaintea Ta, strigăm, am greșit înaintea Ta, suntem puși din pânce Maicii noastre, Tu ești Dumnezeul nostru, dar pentru că s-au scurs într-o deșertăciun zilele noastre, am pierdut ajutorul Tău și ne-am aflat lipsiți de toată apărarea. Totuși, nădăjduim în îndurările Tale, strigăm păcatele tinerețe noastre, ale neștiinții să nu le pomeni, ci de ascunse ale noastre, curățește-ne pe noi. Nu ne lepăda pe noi în vremea bătrâneților, stând când slăbește tăria noastră, nu ne părăsi pe noi mai înainte de a ne întoarce în pământ, învrednicește-ne să ne întoarcem la Tine. Caută-ți pe noi cu bună cuvință și bună voință, cu har, cumpănește fără de legile noastre, cu durările Tale, puse adâncul durerilor Tale împotriva mulțimii păcatelor noastre. Caută din înălțimea Ta, cea sfântă, Doamne, spre poporul Tău care este înainte și așteaptă de la Tine multă milă. Cercetează-ne pe noi cu bunătatea Ta, izbăvește-ne de tirania diavolului, întărește-ne viața noastră cu poruncile Tale cele sfinte, sfințitoare, înger credincios, păzitor, pune poporului Tău pe toți, ne adună într-o împărăție a Ta, dă iertare ceea ce ne dăjesc în Tine, iartă-le lor și nouă păcatele, curățește-ne cu lucrarea Sfântului Tău Duh, strică-ne șlugirile brăjmașului cele împotriva noastră. Domnului să ne rugăm! Binecuvântat ești, Doamne, Stăpâne atoțitorului, care ai luminat ziua cu lumina de soare și noaptea ai făcut-o să lucească ca raze de foc, Cel ce ne-a învrinicit pe noi să trecem lungimea zilei, să ne apropiem de întunericul nopții, ascultă rugăciunea noastră și a întregului Tău popor și ne iartă nouă tuturor păcatele noastre, cele de voie, cele fără de voie. Primește rugăciunile noastre, cele de seară și trimite mulțimea minei Tale și îndurările Tale peste moștenirea Ta. Ocrotește-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, întranarmează-ne pe noi cu armele dreptății Tale, îngrenește-ne noi cu adevărul Tău, păzește-ne noi cu puterea Ta, miluiește-ne pe noi după mare mila Ta și din această nouă seară, ca noaptea ce vine și toate zilele vieții noastre, dăruiește-ne sfârșit, sfânt, pașnic, fără de păcat, fără de sminteală, fără de nenucire, pentru rugăciune preacurată, născătoare Dumnezeu și pentru ale tuturor sfinților Tăi, care din viață au bine plăcuție. Apără, mântuiește, miluiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Îl dărești purea celor credincioși spre moștenire nestricată, iar astăzi, mai arătat, ai trimis acest har ucenicilor apostolilor Tăi și ai întărit trebuțile lor cu limbi de foc, prin care tot neamul omenesc, primind cunoștința de Dumnezeu, în a sa limbă și în auzul urechilor ne-am luminat cu lumina Duhului și ai
scăpat de înșelăciune ca dintr-o întuneric prin împărăția limbilor de foc celor văzute, cu lucrare cea mai presus de fire, ne-am învățat a crede în Tine, ne-am luminat a Te cuvânta pe Tine, Dumnezeu, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, o Dumnezeire, o putere, o stăpânire, Tu, dar, Cel ce ești raza Tatălui, chipul ne-ai schimbat, nemutat al ființei, al firii Lui, izvor înțelepciune al Harului, deschide-mi și mie păcătosului buzele și mă învață cum se cuvine și pentru ce trebuie să mă rog. Căci Tu ești Cel ce știi mulțimea cea multă a păcatelor mele, dar milostivirea Ta va veni noi anul acestora, căciate cu frică stau înaintea Ta, punând desnădăjduirea sufletului meu în fața adâncului milei Tale, îndreptează viața mea, Cel ce îndreptează toată făptura, cuvântul cu puterea, cea negrăită a înțelepciunii, ce ești liman lina celor cuprinși de valuri, și arată-mi calea pe care să merg, dar gândurilor mele, Duhul înțelepciunii Tale, dărește-mi nepricepere mele, Duhul înțelegere. Adumbrește faptele mele cu Duhul Binecuvintează! Cel ce din sânul Tatălui s-a deșertat pe sine și din cer pe pământ s-a pogorât și a luat toată firea noastră, cea omenească și cea îndumnezeită, iar după aceea iarăși s-a sui la ceruri, așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatălui, cea trăins peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, pe Duhul Dumnezeescul Sfânt, de o ființă de putere, tocmai slăvit, împreună veșnic cream, pentru însă lumina pe ei, prin ei, pe toată lumea. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că cine prea curate, nevinovate, Sfinte sale, Maici, ale Sfinților Măriților, pentru tot lăudați Dumnezeu, propovăduitorilor, purtători de Dumnezeu, apostoli, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.